cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moral. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, o nouă ediție. De data aceasta vom vorbi puțin și vom viziona mai mult. Eu vă spun că merită să urmăriți ceea ce am pregătit pentru dimineața aceasta. Ieri, într-o locație deosebită, în Farcașa, a avut loc o manifestare dedicată Părintelui Iustin, comemorare pentru Părintele Iustin, care ar fi împlinit 105 ani, dacă nu mă înșel, pe 10 februarie. Ideea acestei comemorări a pornit de la un fel de videoclip priceasnă, cum îi numesc, cum o numesc cei care l-au întocmit, dedicat Părintelui Iustin, după care totul s-a transformat într-o manifestare absolut senzațională dintr-un anumit punct de vedere, acela al simțirii românești, al patriotismului, totul legat de cei care au vorbit și despre Părintele Iustin. Interesant este că în acel videoclip apar personaje precum Părintele Stareț Hariton, cel care a preluat conducerea Mănăstirii Petru Vodă, o maică care cântă absolut senzațional și a fost și cântat ieri la Farcașa pe versurile lui Radu Gir, o melodie absolut senzațională. Grupul Eu Cred, deci de la Tașca, Asociația Progrințieri s-a ocupat de partea de montaj și filmări, iar ieri, acolo, au venit niște personaje absolut fabuloase care au întreținut atmosfera. A fost o doamnă de la Tulgheș, care este tezaur uman viu protejat UNESCO, absolut senzațională femeia, la 70 și de ani, cântând fără acompaniament, fără negative sau altceva, totul doar dintr-o tubă sau tobă ancestrală de vreo 160 ceva de ani vechime, refăcută și cu un saxofonist alături. Au fost doi artiști profesioniști, Mihaela și Ciprian Istrate, care au făcut o atmosferă extraordinară. Totul a fost foarte frumos și cu un, cum să vă spun eu, de un patriotism din ăsta firesc, neforțat. N-au fost politicieni care să se bage în față acolo. Totul a fost făcut de niște oameni care și-au dorit ca această manifestare să fie, cum să vă spun eu, între ei. Singurii intruși, să spunem, într-un fel am fost noi care am filmat această manifestare, din care colegul meu, Bogdan Călian, a făcut o selecție, urmând ca pe parcursul zilor următoare să mai dăm câte ceva de acolo, că a fost, realmente a fost ceva altceva decât ne-am obișnuit noi prin diverse manifestări în care vin românii cu mulți de R, care se sacrifică pentru România noastră, țărișoara noastră dragă. Aici a fost o manifestare simplă în care lumea a simțit românește, s-a manifestat românește, totul sub oblăduirea Părintelui Iustin. Eu vă invit să vedeți la început o mică parte din acel filmuleț. Sunt două variante, o să dăm cea varianta mare într-o știre separată, după care un cuvânt al starețului de la Petru Vodă, în care își amintește niște lucruri despre Părintele Iustin, și după aceea fragmente din manifestările artistice. Vă las împreună cu aceste imagini
și cuvintele celor de atunci, pentru că chiar merită și, zic eu, este o lecție. Nu ne lăsa, Părinte, bun și drag. O zi frumoasă. Nu ne lăsa, Părinte, bun și drag. Arată-ne un semn să ne trezim. Acest popor, cruce și stea, în veci de veci te vom slăvi. Amin. Rostit de preacucernicul Părinte Hariton. Vă rugăm, preacucernice Părinte, să veniți din nou alături de noi, pentru care vă mulțumim. Mulțumesc! Onorată asistență, sunt așa de impresionat că Dumnezeu lucrează în lume prin oameni și oamenii care au trăiri, trăiri divine, asta înseamnă că ei sunt în sfințenie. Astăzi, Duhul lui Dumnezeu sau spiritualitatea Părintelui Stin ne-a chemat aici, în diverse feluri. Momentul festiv de astăzi cuprinde un element patriotic foarte impresionant și care bine ar fi să nu-l uităm. Adevărbitorii mei au vorbit și au relatat cât de important este să întărim conștiința națională. Părintele Stin a contribuit la formarea conștiinței naționale, deși pe vremea lui a trebuit să meargă și pe front, a trebuit să slujească și ca preot, și autoritățile din vremea politică de după anii 48 l-au introdus în închisoare și totuși Părintele Stin a iertat, a pledat în continuare pentru ideea patriotică. Aș vrea să vă spun, în 2013, când Părintele Stin pe patul de moarte m-a numit să fiu starețul locului, a fost un moment dificil pentru că eu știam că este o somitate și o strălucire biserică pe care eu n-am să o pot duce. Dar experiența care am avut-o la 40 de zile, îl visez pe Părintele Stin. Mă gândeam că primele întâlniri la nivel de spirit cu Părintele Stin și eu vor avea conținuturi teologice. Va avea un conținut dogmatic. N-a fost așa. Îl visez pe Părintele Stin la 40 de zile și vă explic cum a fost. În vis, parcă era pe un deal înalt, plin cu flori. Jur împrejur mai era așa alte dealuri cu flori, ceva mai micuțe. Am început să merg prin lanul acela de flori. Și mergând, la un moment dat, îl întâlnesc pe Părintele Stin, pe care îl văd din profil. Când m-am uitat spre el, l-am strigat: "Ai Părintele Stin, sfinția ta aici?" Și Părintele se întoarce spre mine și zice: "Mă, Părinte Hariton, mă, voi mai mângâiați și voi la poporul ăsta, mă, numai dojană și dojană." Ăsta a fost primul cuvânt care mi l-a dat Părintele Stin. Mângâiați și voi la poporul acesta. Dintre persoanele care își amintesc momente biblice, există în referatul Faptele Sfinților Apostoli, unde spune la cincizecime, Duhul Sfânt a coborât peste ucenicii Domnului. Iar ei, după ce au primit această putere de sus, n-au plecat undeva într-o izolare sau într-o pustietate să-și ducă o viață contemplativă de rugăciune neștiuți de nimeni, ci ei imediat au mers în fața oamenilor. Iar Părintele Stin, când a prins această putere mare de la Dumnezeu, s-a adresat oamenilor. Eu l-am văzut cum sacrifica pentru oameni. Și
dacă pe 10 februarie se fac 105 ani de când s-a născut Părintele Iustin, tot pe 10 februarie s-a născut și Părintele Ioanichie Bălan, arhimandritul și scriitorul bisericesc de la Sihăstria. Și Părintele Ioanichie venea adesea la Părintele Iustin și l-a întrebat: cum îți te explici că Dumnezeu ți-a oferit atâția ani de viață? Și Părintele Iustin a zis așa: pentru că i-am cerut lui Dumnezeu ca suferința românilor să se împletească cu suferința mea. Deci el a fost continuu implicat a mângâia suferința românilor. Este un an omagial la noi biserică pentru vindecarea celor bolnavi, și sufletește și trupește. Părintele Patriarh Daniel spune că există o necesitate mare de a îngriji pe cei bolnavi, sufletește și trupește. Această activitate și misiune am văzut-o și la Părintele Iustin, chiar în situații și mai dificile de atât. Unul din momentul acesta este chiar când el era internat la spitalul din Iași. Deci, i s-a făcut operație la picior și sfinția sa, pentru că știa că la celelalte saloane sunt mulți bolnavi, s-a îmbrăcat așa în pijamale, a luat epitrahilul în gât și a strâns toți bolnavii din saloane și le-a citit rugăciuni de sănătate. Deci nici măcar în momentul acela, să zic, nu și-a ținut seama de propria lui viață biologică. Deci a citit rugăciuni. Și celorlalți de acolo, am avut ocazia și vă spun sigur, Părintele Iustin făcea alchimie. Părintele Iustin făcea alchimie. Nu mai să îngrijească oamenii. Vă dau un exemplu care am trăit. Vine odată Părintele Econom la Părintele Iustin și spune: Părintele Iustin, sunt foarte suferit, am vreo 3 zile de migrenă, simt că nebunesc, dureri de cap imense, nu mai dorm și totuși dați-mi o pastiluță de ceva să-mi treacă și mie. Și așa a fost pe vremea mea, când trăia Părintele Iustin, la chiliuța lui, credincioșii aduceau diverse daruri, printre care cei care lucrau în farmacii sau medici aduceau medicamente și toate medicamentele stăteau la capul Părintele Iustin. Și noi când mergeam la Părintele Iustin, îi spuneam ce ne doare și ne oferau un medicament de acolo. Așa s-a întâmplat și cu Părintele Econom. Ajunge la Părintele Iustin și spune: am migrene, nu mai pot de cap, dă ceva să îmi treacă. Și Părintele Iustin îi zice: bă, dar tu nu știi că noi că nu trebuie să priveghem, să nu dormim, să ne rugăm pentru țară, pentru biserică. Și zice: părinte, nici asta nu mai pot să fac, dă ceva să treacă durerea de cap. Și Părintele Iustin întinde peste cap mâna, cum vă fac gestul acum, bagă mâna în cutia cu medicamente și scoate o pastiluță, fără să privească. Economul de la mănăstire este înalt și s-a aplicat să vadă ce îi oferă. Și Părintele Iustin zice: uite, ia pastiluța aceasta. Și Părintele Econom zice: Părintele Iustin, nu vă spărați, ați luat un laxativ, pe mine mă doare capul, nu mă doare altceva, e un laxativ. Și Părintele Iustin îi spune: ai luat pastila și nu ți-a trecut? Și ia pastiluța și trece. Deci Părintele Iustin avea această lucrare divină de a transforma greutatea, răul care este în viața omului, în bucurie și fericire. Am văzut mulți tineri care au cântat și care îți încălzesc sufletul. Mi-am adus aminte de un alt moment. Și anume, știți că în Apocalipsă, în capitolul 7, se spune în felul următor, că Sfântul Ioan Evanghelistul privește în viitor și vede împărăția cerurilor. Spune: iată, în jurul tronului lui Iisus Hristos era o mulțime atât de mare, din toate semințiile, din toate limbile, din toate popoarele, încât ea nu putea fi numărată de un om. Adică mulți care au ajuns la fericirea Raiului, pentru că Iisus Hristos a putut să ofere această jertfă imensă. Era la Părintele Iustin și pentru că prinsese școala altfel, Părintele Iustin a început să le vorbească despre Rai, despre fericire,
despre frumusețile care ne așteaptă, nu mai să mai răbdă și noi ceva pe lumea aceasta. Erau doar copii. 5 autocare de copii. Și l-ascultau cu atenție pe părintele Iustin. Eu am fost impresionat cum bătrânul Iustin Puru vorbește despre raiul lui Dumnezeu, că dacă l-auzeai vorbind despre raia, păi tot îți venea să mori. Zic, părinte, gata, m-am hotărât, fă ceva să plec de aici. E, ascultându-l, unul dintre copilași se ridică și spune, părinte Iustin, dar animăluțele au și ele un rai. Și părintele Iustin se privește spre el, despre copilaș, noi știm că teologic nu există un alt rai al animăluțelor. Dar părintele zice, să știi, zice copilașului, că cei care sunt credincioși lui Dumnezeu au dreptul să facă invitații. De aceea, sfatul meu este așa, fiți credincioși lui Dumnezeu pentru că veți primi dreptul de a face invitații. Și dacă părintele Iustin și-a asumat poporul român, pentru că spunea o bătrână, ci l-a văzut pe părintele Iustin Pârvu, ba zbura spre zona Constanței, ba era la Arad, ba era undeva la Oradea, ba era în zona Zimnicea, tot timpul era prin țară, ci nu lasă poporul ăsta, pentru că să știți un lucru, oamenii sfinți ce au făcut pe pământ, cât au fost în viața aceasta biologică vizibilă, vor face și pe lumea cealaltă. Și de aceea el devine important pentru noi. Un mod de a se lupta împotriva momentului politic din anii 1948 a fost și prin cultură, că tocmai sunt aici persoane care ne cântă frumos, care urmează să ne mai cânte frumos și părintele Iustin i-au plăcut foarte mult melodiile patriotice. Și vreau să vă spun și momentul acesta pentru că mi-a plăcut. A venit odată la părintele Iustin un grup de tineri care era de top atunci, sunt și acum de top. Și tineri, când au intrat la părintele Iustin, părintele Iustin de prima dată și-a dat seama ce sunt. Și ei îmbrăcați ca la modă, cu blugi din aia rupți, așa se purta și se mai poartă. Stând de vorbă cu părintele Iustin, le spune câte un sfat la fiecare dintre ei și părintele Iustin scoate de la el din sacoșă niște bănuți și le dă celor de acolo, tinerilor. Spune, mă, uite, știi ceva? Vă dau banii aceștia să vă cumpărați o pereche de pantaloni. Și cu grijă mare, nu vreau să-mi cheltuiți banii aceștia. Deschid o paranteză. Părintele Iustin, când întâlnea oameni cu probleme financiare, datorie în bănci, leasing-uri, probleme care de serviciu, oferea bani de binecuvântare. Adică lua bani de la ei și ți spunea, ține banii ăștia din partea mea că ți-i binecuvintez să-ți facă spor în casă să-ți aducă alți bani. Și mulți, eu aș vrea să mai găsesc oameni care au bani de la părintele Iustin, dar da, după ce le dă banii, acești tineri părăsesc ea părintele Iustin, intră în discuții cu ceilalți părinți ai mănăstirii și spune, uite, parcă ne simțim jenați, părintele Iustin ne-a dat bani ca să ne facem pantaloni, chiar așa, adică bă, ca să ne fi spus că ne e jenă. Și am adăugat că nici nu avem voie să cheltuim banii ăștia până la urma lui. Și părinții îi spun, aveți grijă că ceva se va întâmpla. Ceea ce a și fost. După un an de zile, întâlnesc tinerii aceștia. Și îi întreb cum li se pare viața, cum merge și zice, părinte, a fost dificil. Până la urma urmei, nu puteam să mă înțeleg cu prietena mea. Când eu cântam pe scenă, ea era geloasă. Când ea cânta pe scenă, eu eram gelos. Nu mai eram nici sâmbătă, nici duminică, nici revelion, nici paște, tot timpul era pe scenă. Și ne-am gândit noi ce să facem, ce să facem și uite așa ne-am venit ideea să facem o fabrică de pantaloni și a rânduit bunul Dumnezeu să avem și export pentru Italia și Franța. Deci avea părintele Iustin o sfântă inspirație foarte, foarte strălucite de la Dumnezeu. Părintele Ioanichie Bălan
cercetându-l și vorbind cu el, i-a zis odată, cum îți explici că 13 ani de închisoare a trebuit să-i faci mai mult la mină. A lucrat miner și la adâncimi de aproape 100 de metri. Și după ce a avut un eveniment liturgic, pentru că erau lăsați acolo în mină, în noaptea de Paști, Părintele Iustin a fost atât de inspirat să cunoască momentul Sfintei Învieri și Părintele, când a ridicat lampa lui de miner acolo, la 500 de metri, și a zis, veniți de luați lumină, a ridicat-o sus, cum arăt eu cu mâna dreaptă, s-a aprins lumină de la Dumnezeu peste lampa lui. Și atunci ceilalți camarazi sau ceilalți colegi de mine au împrutat și ei flacără și au luminat lămpile lor. Au ieșit la suprafață, evenimentul a fost foarte dificil pentru că oamenii din Baia Sprie, văzând cum ies luminile acestea la suprafață, au crezut că a erupt un vulcan. Și s-au speriat cu toții, până la urmă s-a mutat o anchetă, Părintele Iustin este aflat că a lansat evenimentul ăsta în modul acesta, este detașat la Periprava, unde va mai sta încă 4 ani. Și Părintele Ioan Hibălan întreabă, cum îți explici 13 ani la mină, 4 ani în delta Dunării la Stuf, la Periprava? Și Părintele Iustin le zice, consider că Dumnezeu mi-a dat 13 ani să stau în mină, pentru că atâția ani mi-a trebuit să-i iert pe cei care m-au chinuit pe nedrept. Și în alții 4 ani îl trea Părintele Ioan și zice Părintele Iustin, în alții 4 ani mi-a dat Dumnezeu să și iubesc pe cei care m-au chinuit pe nedrept. Părintele Patriarh Daniel spune că vindecarea trupească presupune o vindecare și mai mare pentru noi. E un semn că omul trebuie să ierte. Mulți dintre noi, să știți, suferim mult într-o boală pentru că iertăm greu. Este un semn. Să țineți minte lucrul acesta. Sufletul, când iartă ușor, boala nu stă la el. A plecat. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și Dumnezeu să vă binecuvânteze gândul cel bun și credința Dumnezeu. Iar Părintele Iustin, îl rog din tot sufletul, să vă întâmpine viața asta ori de câte ori veți avea nevoie. Amin. Să-i dau cuvântul domnului Daniel de acolo. Mulțumesc, bine faceți. În primul și în primul rând, ca la premiile Oscar, eu sunt pe capitolul de mulțumiri. În primul și în primul rând trebuie să mulțumim doamnei Simona Jbanca, o super femeie de afaceri, care ne-a oferit acest spațiu și datorită căreia s-a făcut acest eveniment. Consider că ar trebui aplaudat. Alecu Rousseau spunea că munteanu are măsură și bun gust. Când ne-am apucat de lucru cu domnul Coșerariu, m-am gândit la această idee. Domnul Coșerariu, după aia mi-am dat seama, el nu este cu adevărat muntean, el este un fel de perjăr, adică mai dincolo, mai spre câmp. Și dacă bun gust are, măsură nu are. Deci din această cauză, dacă trebuia să fim 50 de oameni în sala de peste drum, suntem 200 în această sală. Deci dacă avem nevoie de un vinovat, vorba lui Filip, dânsul este. De asemenea, lucrând la acest videoclip, am ajuns la o concluzie, îmi cer scuze. A fost Maica Paraschiva, a fost Părintele Hariton, a fost domnul Coșerariu, singurul profesionist din toată gașca asta a fost David Ichim. Am avut aici un poet care nu știa versurile și așa mai departe. Nu mai dăm din casă că nu-i frumos. Mulțumesc că
Mulțumesc lui Ionuț Potloc care ne-a ajutat la filmări, mulțumesc lui Ovidiu Andrieș care ne-a ajutat la filmări, lui Luțu Gabor Plăieșu care ne va cânta ceva mai târziu. Mulțumesc tuturor dumneavoastră, sunteți toată elita Văii Bistriței și a Bicazului, clar drojdii au rămas acasă. Elita Crema este aici. Mulțumim Mesagerul de Neamț că ne este aproape, mulțumim celorlalți băieți care vor împrăștia în lume aceste frumoase lucruri care s-au întâmplat aici. Mulțumesc lui Maica Paraschiva care a avut o disponibilitate deosebită. Mulțumesc părintelui Hariton care chiar îi spuneam, părinte, să nu cumva să lipsiți că sunteți actor în filmul ăsta. Mulțumesc! Nu, ați anticipat, nu, la revedere, rămâneți pentru că o să-l invităm și pe David Ichim, și pe preacuviosul părinte Hariton, și pe Maica Paraschiva, pentru ca oamenii, odată în viață, să aibă prilejul să vizioneze priceasna, să o asculte, dar să vă vadă și pe domniile voastre care ați trudit pentru realizarea ei. Să fiți aici, domnul doctor, nu cumva să credeți că, sau ce? Nu, să nu cumva să credeți că Maica Paraschiva și preacuviosul părinte vor ședea aici și noastră acolo. Nu, stați alături de ei sau ce? Din binecuvântate motive să le fiți așa-i? Încă un lucru, îmi cer scuze. Din punctul meu de vedere, acest videoclip, această manifestare, o dedic domnului Cristian Vatamanu, cel pe care îl vedeți pe imagine, care din păcate ne-a părăsit. Dacă nu ne părăsea, era alături de noi. Nu ne spăimântează moartea, noi suntem nemuritori, toate sunt dacă soarta ne va furuna cu flori. Așa este tot românul, de când este pe pământ, a luptat pentru unire și pentru pământul sfânt. A luptat pentru unire și pentru Basarabie frumoasă, pregătește-te.
tricolor. Cât s-aduce prețitor, prețitor, mândrul nostru tricolor. Hotarul nedrept să-l zdrobim, să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul, de-a fi să ne-ngropăm de vii. Să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul, de-a fi să ne-ngropăm de vii. Transilvanie frumoasă, frumoasă, pregătește-te mireasă, mireasă, aduce prețitor, prețitor, mândrul nostru tricolor. Îți aduce prețitor, prețitor, mândrul nostru tricolor. Suntem români, noi suntem români, noi suntem aici, Doamne, ocrotește-i pe români.
din greu. Hai, hai, la 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 la. Cu gândul la Dumnezeu. Hai, hai, la 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 la. Că aici e geobus. Hai, la 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 la. Între-i răsări și abus. La 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 la. N-ai vrut ce ia la duia. O melodie despre tinerețe și despre bătrânețe, care nu mi-aparține, dar e frumoasă. Bătrânețea nu mi-aparține sau... Martin. Pune-mi unde te găsesc, pe tare-aș vrea să te întâlnesc, ai trăit pe lângă mine, când eu fost în lume bine, la 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 la. Când eu fost mintea buiacă, nu credem că să-mi treacă, nu credem că să-mi treacă, tinereța mea frumoasă, da. Bătrâneța văd cum vine, la 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 la. Cât ești tânăr și putere, tot aduși îți faci avere, dar degeaba strângi avere, că cât te ajung zâne grele, pot să strângi avere multă. Bătrâneța nu te uită, la 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 la. Bătrâneță, droghe sare, mi te-ai lăsat pe spinare, mi te-ai lăsat pe spinare, și-am un câmp pășesc mă doare. Bătrâneță, eu văd bine, am ajuns lucră la tine, la 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 la. Și de tine noi scăpa, noi părăsim lumea, la la la. Astăzi am ascultat aici și poezie și de toate. La un moment dat era să mă pornesc pe plâns, noroc că au urmat alte momente. La priceasnă mi s-a întâmplat. Cum am să vă cânt? Așa la rece, o doină. O venit dorul așa pe sară, mi-a spălat inima cu venit. Auzi măi, auzi măi, mândruțo, vedele ce poare măi mă. Oh,
să spun, să-i să reprezească o dată pentru întotdeauna, că toată starea aceasta a epocii chipului este starea diavolească.
Pentru numai pe rugăciune vom putea avea harul Dumnezeu și lumina pe care trebuie să mergem noi.